Ați auzit probabil că iepurii sunt unele dintre cele mai slabe animale din punct de vedere al sănătății. Ei mor literalmente de la tot. Au fost cazuri când aceștia mureau chiar și de la singurătate. Dar cum vă pare asta? În lumea sălbatică, mama uneori își îngroapă puii de vii, sub pământ. De ce ar face asta? Și oare o să supraviețuiască cei mici? Lumea animalelor e plină de părinți răi. Cei care își lasă copiii în familii străine, cei care își lasă copiii să moară, cei cărora nu le pasă de urmași după naștere. Dar nimeni dintre ei nu își îngroapă puii de vii, în pământ. Cui putea să vină așa ceva în minte? E vreo modalitate crudă de a scăpa de urmași? Nu m-am așteptat așa ceva din partea iepurașilor. Adevărul totuși e un pic diferit. Da, mamele iepuri într-adevăr își îngroapă puii, dar o fac de dragul protecției. Pentru a-i scăpa de prădători, acestea le organizează înmormântări cât încă respiră. Dar cât e de real să te salvezi în așa situație? Cât de exemplu poate să stea un om fără aer sub pământ? În mediu va dura aproximativ 5 ore jumătate înainte ca tot oxigenul să fie folosit. Iepurii vor avea și mai puțin timp. Ei bine, nu e chiar așa. Dacă toate mamele iepure și-au îngropat puii de vii, pe planetă n-au mai fi rămas deloc iepuri. Dar îngroparea urmașilor este doar o măsură temporară. Ea îi sapă înapoi când se întoarce la vizuină și nimeni nu suferă. Nu pentru că puii își pot ține respirația pentru o zi întreagă, ci pentru că pământul pe care mama îl folosește pentru a acoperi adăpostul nu este dens, rămân buzunare de aer prin care oxigenul pătrunde în vizuină, deci nicio problemă de respirație. Secretul întunecat a fost descoperit și aici mi-a apărut o întrebare. Pământul ăsta de pe deasupra ajută măcar cumva, adică mama pune și ea pe deasupra un pic de pământ și printr-un mod miraculos, prădătorii nu mai observă puii? Să fim de acord, nu sună prea realistic. Și eu așa credeam până nu am aflat că puii de iepure practic nu au miros pentru prădători. Maturii, da, pot fi adulmecați, urmăriți și prinși, dar cei mici ascunși în vizuină așa și rămân acolo, dacă accidental nu vor da de vizuină sau dacă mama singură nu va duce prădătorul către ei. De aia ea vine foarte, foarte rar, uneori chiar și o dată pe zi, îi hrănește rapid și pleacă la fel de repede. Ea înțelege că mirosul și chiar și prezența ei poate să se termine nu cu bine. Mai mult decât atât, când unul dintre pui moare, femela poate să-l și mănânce. Nu că i s-a trezit brusc pofta de carne. Puiul mort va începe foarte repede și puternic să miroase. Și imaginați-vă ce mirose ăsta, iar prădătorii nu sunt pretențioși. Prin urmare, femelele vor să facă tot necesarul ca să atragă cât mai puțin atenție către vizuina cu pui. Și asta, de cele mai multe ori, funcționează. Multe vulpi și alți prădători trec pe alături, fără să bănuiască că chiar sub nasul lor se ascunde o masă hrănitoare. Păsările de pradă și ele pot să nu observe nimic, fiindcă iepurii chiar sunt foarte buni în ascunzătoarea vizuinii lor. Dar uneori iepurii nu prea au noroc și se ciocnesc de astfel de adversari inteligenți ca ciorile. Dar aici, bineînțeles că toți ar fi pierdut. E greu să faci față inteligenței acestei păsări. Mama cu greu ar fi putut să alunge pasărea flămândă de la cuib dacă ar fi pe alături. Asta e o cioară și dacă ea vrea să mănânce, atunci va face asta. Dar dacă păsările pot atât de ușor să-i scoată din groapă, care e sensul să-i mai ascundă acolo? Mai ales că nu doar păsările, dar și câinii și pisicile sălbatice, chiar și ratonul, pot să-i găsească pe pui. În acest caz, toată deghizarea nu va ajuta. Păi femelele își protejează puii nu doar de prădători. Ca oricare alți pui, aceștia se nasc foarte slabi. Orice diferență de temperatură, nu contează în ce direcție, mai sus sau mai jos, poate să fie letală. Dar chiar și stresul, ca să fie cald și comod, când încă poartă puii în burtă, femeia smulge blana de pe întregul ei corp și acoperă cuibul. Mai aduce paie și iarbă ca să-l izoleze, să-l facă confortabil. La sfârșit, mama adaugă frunze și tulpini de plantă pentru a ascunde puii.
Vizuina constă din multe intrări și ieșiri pentru o evadare de succes. Mistreții, de exemplu, au doar o ieșire și o intrare, prin care lei ajung la ei foarte rapid și scot de acolo. Iepurii au înțeles că este un proiect nu prea bun. Așa că construiesc un labirint întreg sub pământ. Iată, cam așa arată. Asta probabil că e camera copiilor, asta poate fi livingul, unde se discută ultimile știri. Ca să construiești așa adăpost, nu ai nevoie de diplomă de arhitect, dar de un pic de ingeniozitate vei avea nevoie. Iepurii sunt foarte deștepți când vine vorba despre vizuinile lor, chiar și cele în care mamele își ascund puii temporar. Da, poate pare absurd să-ți ascunzi urmașii chiar în mijlocul gazonului, în spatele casei oamenilor. Dar prădătorilor le e frică de spațiile deschise și largi, plus că mirosul oamenilor poate să-i sperie. Nu trebuie să stai să-ți protejezi vizuina, când undeva pe alături emană mirosul cei cu două picioare. Dar mamele iepure nu iau una în considerație, dorința arzătoare a omului să ajute, mai ales când asta nu e deloc necesar. Imaginați-vă că ați găsit o vizuină de pui de iepuri în curtea din spatele casei voastre, cu un gazon ideal. Probabil că ar trebui să-i ajutăm, să săpăm altă vizuină mai aproape de gard, să-i mutăm acolo pe pui cu tot ce-i înăuntru. Nu, greșit, foarte greșit! Iepurii știu localizarea exactă a cuibului. Dacă va fi mutat măcar cu câteva zeci de centimetri, femela își va părăsi puii. Atâta timp cât cuibul a fost mutat, ea va considera că puii sunt morți. Iar să se afle prin apropiere nu este sigur. Să nu credeți că dacă mama nu s-a arătat vreo câteva ore la rând, a uitat de micuț și nu se va mai întoarce. După cum am spus, ea știe că atrage atenția asupra cuibului și se străduie să fie alături cât mai puțin timp. Laptele de iepure este foarte hrănitor, ca să fie de ajuns o doză pe o zi întreagă. Pe scurt, fără panică, femeia se va întoarce și va avea grijă de pui. Ea știe ce face. Dar cum rămâne cu locurile în care nu poți săpa vizuină în pământ? Iepurii se găsesc peste tot în lume, dar nu peste tot există condiții pentru săpat. Atunci trebuie să găsești alte variante, ca părinte. Odată, oamenii au văzut un iepure din Florida care a folosit în loc de vizuină pentru pui o scorbură în copac. Nimeni n-avea idee cum a ajuns acolo. Iepurii de mlaștină, de exemplu, în general au o legătură strânsă cu apa. Înoată în caz de pericol și își fac adăpost în desișuri și locuri mlăștinoase, înconjurate de apă. Ca un mic castel cu șanțuri pline de crocodili, dar fără crocodili. Și uitați-vă așa, necătând la toată protecția asta, mulți iepuri nici nu apucă să trăiască până la prima lor zi de naștere. În primele săptămâni de viață mor aproximativ 40% dintre micuți, în primul an 90%. De-aia trebuie să se înmulțească în așa cantități, astfel ar fi dispărut cu totul. Dar ce ar fi dacă nu i-am încurca? Gen, dacă le-am creat niște condiții ideale, fără prădători, fără frig, fără ploaie și cu mâncare destulă. Nu am găsit cu părere de rău cifre exacte pentru planeta întreagă, cu ce se ocupă oamenii de știință. Totuși, după jurnalul Wildlife Britain, populația reproducătoare de iepuri sălbatici din Marea Britanie este de 40 de milioane. Dacă fiecare femelă ar avea câte 7 sarcini, a câte 5 pui, atunci zilnic s-ar fi născut 1.917.000 de iepuri în fiecare zi. Și aceștia se maturizează foarte rapid, deci literalmente în fiecare zi ar apărea mai mulți părinți și mai mulți pui și tot așa și tot așa și tot așa. Probabil că merită să spunem mulțumesc prădătorilor și vânătorilor și altor condiții nefavorabile. Un vânător din statul Victoria a experimentat pe sine ce înseamnă când urecheații îți acaparează proprietatea. Pe o suprafață de aproximativ 101 hectare locuiau 6.000 de iepuri, care mâncau tot pe ce puneau dinții. Lăsau după sine doar buruienile otrăvitoare. Ca să curețe ferma, bărbatul a trebuit să depună mult efort. Deși asta poate părea crud, însă se întâmplă cu orice specie. Dacă una devine prea multă la număr, toți ceilalți suferă și invers. În anii 1950, pe insula Iberică, iepurii au fost infectați cu un virus special, ca să reducă numărul lor. Apoi a avut loc o pandemie și s-au transformat într-o specie pe cale de dispariție. Scăderea populației a devenit catastrofă, nu doar pentru iepuri în sine, ci și pentru animalele care se hrăneau cu ei. Astfel, în lista pe cale de dispariție, au intrat râsul iberic și o specie de vulturi. Aceștia pur și simplu flămânzeau.
Oamenii, ca întotdeauna, au exagerat. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!